panelului, pentru toți paneliștii. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitația oferită de a participa la acest eveniment cu invitați distinși și în sală și în panel. S-au discutat mult despre perspectiva macroeconomică asupra bugetului fiscal, asupra politicilor fiscale în următorii ani. S-a discutat și sunt foarte binevenite și comentariile domnului prim-ministru legate de intențiile guvernului în perioada următoare, inclusiv în zona fiscalității. Ceea ce mi-am propus să abordez în timpul alocat mie este perspectiva asupra fiscalității văzută prin ochii mediului de afaceri, văzută prin ochii acelui contribuabil care, de fapt, contribuie la acele venituri despre care am discutat până acum, la acele venituri bugetare. Salut și sunt foarte binevenite comentariile domnului prim-ministru legate de atitudinea pozitivă față de mediul de afaceri, despre tratarea investitorilor cu respect și onestitate și încurajarea spiritului antreprenorial. S-a discutat foarte mult despre ce are nevoie mediul de afaceri. Cu siguranță, sintagma predictibilitatea și stabilitatea mediului legislativ vă este foarte cunoscută. Mediul de afaceri a fost foarte vocal în toată această perioadă legat de ce nu merge economia, ce trebuie schimbat, ce trebuie modificat. Și în ceea ce o să prezint mai departe, o să vedeți exprimarea numerică a acestor probleme. Și anume, este vorba, ceea ce aș dori să vă prezint, este un studiu, un sondaj realizat în luna iulie și august 2019, deci foarte recent, în mediul de afaceri. Acest studiu a fost organizat de Camera de Comerț Română-Americană. S-a făcut pe baza unui șantion reprezentativ de contribuabili, 128 de companii. Vorbim de companii cu capital românesc și capital străin, nu numai american, și din alte țări din UE și în afara UE. Deci, ceea ce o să vedeți, cred că nu o să vă surprindă, însă este interesant să vedeți și intensitatea anumitor sentimente. Nu știu cât de bine se vede textul pe ecran, așa că mai bine vi-l citesc. Prima întrebare a fost în felul următor. Principalele măsuri fiscale care favorizează investițiile și fac România atractivă pentru investitori. Vorbim de trecut. Și vedeți acum, nu știu dacă se vede pe ecran, vă zic, 75% de respondenți consideră că cota unică a fost principala măsură fiscală care a favorizat investițiile, urmată de cu 70% impozitarea pe dividende redusă, de 5%, locul 3 cu 60% reprezintă stimulente fiscale, cum sunt scutiri pentru dezvoltatori software, IT-iști, știți foarte bine, facilități pentru profit reinvestiți și activități de cercetare-dezvoltare, unde mai sunt niște carențe de aplicare. Întrebarea 2. Principalele măsuri fiscale curente care constituie o barieră pentru investiții suplimentare, deci probleme. Aici, în ordinea descrescătoare, 64% de respondenți consideră că atractivitatea scăzută a stimulentelor fiscale promise, dar neimplementate, reprezintă o problemă. Cred că numeră pe nimeni locul 2, ordonanța 114, despre care s-a vorbit, au menționat și antevorbitorii mei. Locul 3, nearmonizare în timp util a legislației fiscale cu cea contabilă și diverse derapaje și probleme cu ANAF care apar din această situație. Peste jumătate din respondenți consideră nefavorabil acea eliminare a plafonării la CAS și CASS. Am vorbit un pic mai devreme și ați auzit despre costul forței de muncă în România, mai mare decât în alte țări, ceea ce face piața locală necompetitivă. În condițiile în care și așa avem lipsa de forță de muncă, este ceva foarte îngrijorător. Întrebarea 3. Principalele neajunsuri a administrației fiscale, vorbim de activitatea ANAF, care constituie o barieră pentru investiții suplimentare și pentru mediul de afaceri în general. Ce face ANAF și ce ar dori mediul de afaceri să schimbe? 85% aproape, quasi, o părere quasi unanimă, este lipsa digitalizării ANAF.
tocmai s-a vorbit, acum 5 minute a spus și domnul prim-ministru cât de importantă este intrarea acestei instituții foarte importante în economia românească în secolul 21. Relații cu autoritățile fiscale, agresivitatea și lipsa de cooperare. Cred că e o afirmație necontroversată și mulți reprezentanții mediului de afaceri din sală probabil știu exact despre ce vorbesc. Netransparența privind criteriile de risc și modalitatea de selectare pentru control. Procesul complex de conformare fiscală, care duce la neînțelegeri cu ANAF, litigii excesive ca și număr pe calitatea lor în instanță, nerespectarea prevederilor legale privind modificarea legislației fiscale, apropo de stabilitate, ordonanțe apărute peste noapte, fără avertizare, fără consultare și așa mai departe. Bun. Întrebarea 4 a fost despre principalele politici fiscale și măsuri legislative care ar trebui să fie puse în aplicare. Vorbim de viitor. Încă o dată, acest studiu a fost, reamintesc, făcut în luna august și a fost, în principiu, supus atenției și guvernului anterior, dar concluziile și cerințele mediului de afaceri sunt la fel de valabile și în ziua de azi și pentru cabinetul actual. Așa era textul scris? Nu. Vrei să punem pe TV? Da, dacă se poate. Probleme tehnice. Perfect. Cum să o... Nu se mai vede. Da, dacă se poate afișa pe ecran. Dar nu pe toate ecranele. Cred că și din sală nu văd, dar mă rog, dacă vă uitați la mine și vedeți acolo, ok. Sper că vedeți un fond corect și citeți. A fost, s-a avut ceva cu fondurile și nu se putea citi. Bun, politicile care trebuie puse în aplicare. Cu siguranță, predictibilitatea, adică acea prevedere faimoasă din codul fiscal, că toate modificările fiscale trebuie să aibă un preaviz de 6 luni, să fie respectată, este ceva ce vorbim de 20 de ani și cred că aproape niciodată nu s-a respectat acel termen. Politica fiscală transparentă și pe termen lung, respectiv 82 și 76% din respondenți consideră asta o prioritate. 72% consideră prioritatea reducerea evaziunii fiscale. De ce? Nu e doar vorba de venitul la bugetul de stat. Evazioniștii concurează în mod ilegitim contribuabili cinstiți. E o diferență mare între a plăti taxe și a nu plăti. Și vorbim de mai multe industrii care sunt afectate în mod serios de concurența neloială din partea evazioniștilor. Deci, reducerea de evaziune este o prioritate pentru mediul de afaceri. E vorba de concurenți neloiali și incorecți. Modernizarea ANAF, 61%, este o tema perenă și mă bucur că am auzit din partea domnului prim-ministru intenția de a merge mai departe cu digitalizarea ANAF. Acea inițiativă SAFTI, nu știu dacă știți, privind proiectul, să sperăm să-l vedem în 2021, implementat, legat de cuplarea bazelor de date și contabilității, să zic așa simplu, a contribuabilor la sistemele ANAF, care ar simplifica dramatic procedura de control fiscal și de acces la date. Ultima întrebare pe care am ales-o, din mai multe care au făcut parte din studiu, vorbește despre principalele măsuri care ar trebui implementate pentru a încuraja conformarea voluntară a contribuabililor. Înainte să trec la cifre, să insist pe acest concept de conformare voluntară. Cele mai eficiente sisteme fiscale din lume, din Europa, mai aproape de noi, se bazează pe dorința contribuabililor de a plăti corect taxele. Fără efort suplimentar de coerciție, sancționare și penalizare din partea statului a celor care nu se conformează. O să vă rog să ne apropiem de final pentru un minut. Cu cât este mai bună conformarea voluntară, cu atât mai ușor se colectează taxele și cu atât mai mare este grad de colectare și efortul fiscului. Evaziunea scade corespunzător. Să vedem și
concluziile, părerea respondenților. Digitalizarea revine, iarăși, 71% consideră acest lucru. 52%, claritatea legislativă. Despre acest safety deja v-am menționat, 43% din contribuabili consideră așa ceva ca fiind foarte important. De asemenea, simplificarea procedurilor de conformare. Nu știu cât dintre dumneavoastră ați stat și ați văzut noile declarații fiscale pe care trebuie să le completați o dată pe an sau o dată pe trimestru sau o dată pe lună. Fără un contabil și fără un specialist, nu te descurci, efectiv. Și simplificarea în acest sens este foarte binevenită. Concluzionând și referindu-mă în mod calitativ fără multe cifre acum, ceea ce vedeți pe ecran sunt chestii cunoscute nouă, despre care am discutat foarte mult și continuăm să discutăm și insistăm ca și mediul de afaceri, ca și reprezentanții contribuabililor. Predictibilitatea, stabilitatea legislativă este necesară. Ordonanța 114 a avut un efect nociv și acele efecte trebuie să dispară. Și mă bucur că suntem în asentimentul cu domnul prim-ministru. Menținerea cotei unice. S-au discutat în ultimii doi ani la rând, despre modificarea acestui sistem și trecerea la cota progresivă. Considerăm că cota unică a servit bine României până acum, mediul de afaceri, contribuabililor, și acest sistem nu trebuie modificat. Consolidarea fiscală. În mod interesant, a fost o inițiativă chiar în final aprobată și agreată de guvernul anterior, însă nu a ajuns la stadiul de monitor oficial. Încă este înțepenită în Parlament. Să sperăm că această situație să se schimbe și această consolidare o să vedem cândva la anul. Și, în ultimul rând, diminuarea decalajului de TVA. E cea mai mare gaură fiscală pe care o avem în România. Este, din păcate, suntem campionii europeni la acest decalaj de TVA, care se definește prin suma de bani care ar trebui, în teorie, colectată cu cota de 19% pe care o avem, versus cât efectiv se colectează. Decalajul acesta e măsurat, ultimele statistici, din ce am citit eu, la 32%, de 3 ori media europeană. Dacă măcar parțial acest decalaj s-ar rezolva, am avea excedent bugetar. Nu am vorbit de 3,5-4% deficit bugetar în următoarele 2 ani de zile. Am avea de excedent. Este foarte important de rezolvat această problemă care ține de tot ce am zis până acum. Digitalizarea, conformarea, eficientizarea ANAF. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi!